cum putem, important, ținem copiii să meargă la școală, măcar să facă ei, dacă noi n-am făcut. Și afară de asta, uitați ce drum. Cam câți copii trăiesc aici, în cartierul ăsta? Cam cu toți, am zis vreo 100 de familii, să fie, nu știu, un număr. N-am făcut niciodată unde asta o listă. Dar, de exemplu, îți mai destui. La curte îți vreo 7 copii. Mici. Doar mici, ăștia stau cu prenatal. Numai ce dacă îi aduni aici așa, numai din curtea asta peste 20 de inici. Numai aici așa. Apoi se mereți în spate, se mereți în jos, se mereți acolo. Am înțeles că sunt și mame minore printre femeile care au copii. Sunt mai multe mame, sunt. Cât minore sunt? Cam câte sunt? Sunt vreo 3. 2, 3, nu știu. 3, Denisa, asta lui Monica și aia lui Cioi. Păi eu știu câte sunt 3. Cine mai trece pe aici ca să vadă cum trăiți, ca să vă ajute? Nu vine nimeni, mamă. Nici nu se interesează de noi, vedeți și drumul și copilul, da, vedeți ce curat sunt, uitați copiii cum se decurați, în brațele la mamă și cum se decurați. Și de câți, de câți ani există locul ăsta? Aici? Păi eu ți-am spus, eram de 17 ani și a murit strămoși de strămoși. Are câte 25 de ani, 30 de ani de când sunt morți, bătrânii. Ce le puteți transmite autorităților? Mama îmi zice că asta am de spus, păpușa mea, ca să rămâne pe locul ăsta cu copiii noștri și dacă vrea să ne facă drumul și să ne pune pure și apă, altceva n-avem nevoie. Când ne facem, ne scoate de la bancă căsuțele noastre, n-avem pretenții de la ei. Asta avem pretenții. Să nu ne dă de aici cu copilașii noștri, că noi nu suntem oameni răi, nu merem în altă parte să ne bată și să ne fugă de pe altele terenii. Cu copiii să fie bătuți. Noi n-avem reclamație că avem copii bătuți, noi n-avem reclamație că n-avem servicii sau ceva, nimic. Vă dau scris și uitați-vă peste tot locul.